Dragilor, astăzi vorbim despre minte, despre creier, despre mindfulness, despre meditație, despre practica prezenței conștiente. Alături de noi este Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut și mulțumim din suflet pentru că, iată, este din nou alături de noi pe un subiect, spun eu, foarte interesant, pornind de la această frumoasă campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald, Daniel Siegel, pentru că vorbim despre acest personaj, despre cărțile lui, despre opera lui, Daniel Siegel, știința și practica prezenței conștiente în transformarea personală. Astăzi, cartea Mindfulness și neurobiologie, dezvoltarea creierului și a stării de bine prin meditație și practica prezenței conștiente, o carte publicată în colecția Mindfulness, o carte a lui Daniel Siegel. Așadar, începem discuția noastră cu o întrebare, aș spune eu, destul de provocatoare. Cum ne educăm mintea? Bun găsit, Sorin! Mă bucur să ne revedem după vacanță, după o vară plină. Felicitări pentru carte, în primul rând. Și eu, cum știu că voi la Herald aveți aproape o serie de autori, pentru că aveți mai multe titluri semnate de el. 6 sau 7. Da, și pe parenting și pe multe. Am lângă mine cartea despre care mi-ai propus să discutăm astăzi și, într-adevăr, așa cum ne-a obișnuit deja autorul, este o carte bine documentată, o carte densă, o carte care aproape că e o carte studiu, nu este așa o lectură neapărat ușoară, trebuie să fie acolo. Eu am fost cu pixul în mână, recunosc, citind cartea, pentru că nu este un roman pe care îl parcurs, ci este chiar aproape o carte curs de neurobiologie, foarte bine documentată și cu informație foarte actuală, cu studii foarte interesante. Prin urmare, da, este o carte pe care vă o recomand cu mare drag. Revenind la întrebarea ta, cum ne educăm mintea? Sigur că, până la urmă, prin orice activitate pe care o facem, prin orice abilitate pe care o dezvoltăm, nu știu, faptul că înveți să cânți la chitară, prin orice lectură, prin orice nouă achiziție, practic ne educăm mintea. Însă ceea ce aduce în plus tot valul ăsta de mindfulness vorbește despre un alt tip de educare a minții, de o formă în care nu doar gândim, ci gândim despre cum gândim. Este un fel de a doua minte, dacă vrei. Primul nivel este gândirea, să spunem așa, cu care suntem obișnuiți deja, gândirea analitică, gândirea de zi cu zi, iar al doilea nivel de gândire este să analizăm cum gândim despre ceea ce gândim. Ori această stare de gândire a gândului este starea în care ne face să devenim observatori, în care ne face să ne analizăm, căpătând față de noi înșine această distanță de cunoaștere, pentru că nu te poți cunoaște când ești foarte în tine sau, exemplu pe care eu îl dau, dacă ții obiectul foarte aproape de privire, nu-l vezi. Trebuie să pui un pic de distanță între tine și obiectul cunoașterii ca să poți să îl rotești, să-l poți să-l studiezi, să-l poți să-l analizezi. Și atunci, cred că asta face mindfulness-ul, creează această distanță în tine pentru a te putea vedea, pentru a te putea observa, pentru a te putea analiza, pentru a te putea cunoaște dintr-o altă perspectivă. Este un lucru pe care, de altfel, l-au tot încercat toate marile religii, toate marile științe ezoterice sau exoterice mai nou. Deci, cumva, nu e neapărat o cale nouă, dar ce aduce în plus cartea este baza aceasta științifică. Studii, foarte multe studii care demonstrează foarte concret cum se transformă neuronii, cum se creează trasee neuronale noi, cum se dezvoltă anumite zone cerebrale, da? De exemplu, meditația. S-a dovedit foarte clar că meditația dezvoltă arile prefrontale.
Ori ariile prefrontale au un mare rol în capacitatea noastră de reglare emoțională, de reziliență, de maturizare, cum i-am spune noi. Prin urmare, iată că avem acum o soluție clară, o dovadă clară a faptului că dacă avem un program de meditație regulat, vom putea produce în timp neuroni în plus, pentru că deja știm că există neurogeneză și neuroplasticitate, vom putea produce acești neuroni în plus care în timp ne vor dezvolta noi abilități de autoreglare emoțională, ceea ce este minunat, pentru că până relativ recent noi știam că ne naștem cu un număr de neuroni și că cam aia sunt, îi pierdem pe parcurs. Și că dacă te-ai născut așa, nu știu, poate mai impulsiv, n-ai ce să faci, asta e, așa ești tu, s-a terminat povestea. E bine, nu. Se poate îmbunătăți inclusiv o zonă din asta temperamentală, care pe vremea când făceam eu facultatea se spunea că este o zonă înnăscută. Ce înțelegem prin acest concept, iată, al lui Daniel Siegel, un pionier, am putea spune, în zona mindfulness, mergând pe legătura, pe relația aceasta între meditație, mindfulness, practica prezenței conștiente și neuroștiințe. Ce înseamnă neurobiologie interpersonală? Cred că neurobiologia interpersonală se referă mai mult la felul în care creierul nostru se activează atunci când ne raportăm la noi înșine. Sigur, de exemplu, știm că există neuroni oglindă. Da? Neuronii oglindă sunt neuronii care se activează atunci când interacționăm cu cineva din fața noastră și ei rezonează, da, cu celălalt și ne ajută pe noi să intrăm într-o zonă de empatie, de rezonanță cu cel din fața noastră. Da? Ne oglindim, da? Unul către celălalt și în felul ăsta reușim să relaționăm. Da? Neuronii oglindă sunt extrem de importanți pentru relații. Dar, și povestește și autorul în cartea amintită, au început studiile pe neuroștiințe în ceea ce privește relația tine cu tine. Da? Relația intrapersonală este relația ta cu tine, relația interpersonală este relația cu celălalt. Deci cumva oamenii au pus tot felul de electrozi, au pus tot felul de forme de imagistică să vadă ce se întâmplă cu creierul nostru, ce zone din creierul nostru sunt activate atunci când intrăm într-o relație cu sine și probabil că este prima oară când punem acest reflector neurologic pe creier, ne studiind altceva din exterior, ci studiind ceva din interior. Și studiile au fost absolut interesante. Mi-amintesc, de exemplu, că spune el la un moment dat despre traumă și cum o traumă lasă efectiv o amprentă fizică, se vede fizic pe creier amprenta aceasta a traumei. Și cum în timp, deși se creează noi legături acolo, se realizează această neurogeneză și neuroplasticitate, totuși creierul nu reușește să refacă funcționarea întregului sistem, pentru că știm foarte bine că efectul unui sistem este mai mult decât suma componentelor unui sistem. Prin urmare, atunci când schimbi o piesă din sistem, sistemul poate că funcționează, dar efectul pe care îl produce nu mai este același cu efectul inițial înainte de a schimba piesa. Cumva se pare că teoria asta este valabilă și în cazul creierului, care rămâne cel puțin deocamdată cel mai complex sistem cunoscut de oameni până acum. În partea a treia a cărții există un capitol care se numește, partea a treia a cărții de fapt se numește Aspecte ale creierului conștient, iar capitolul din această parte a cărții se numește Sintonizarea lăuntrică. Uh-huh. Ce fel de concept este acesta? Da, vă veți întâlni cu conceptul ăsta destul de mult în cartea lui Siegel. Este conceptul pe care el îl propune de sintonie. Sintonia este un concept preluat din fizică,
Și anume, atunci când două sisteme independente, asta este explicația din fizică, când două sisteme independente reușesc să funcționeze pe aceeași frecvență, deși ele funcționează autonom una față de cealaltă, se cheamă sintonie. Adică ele se armonizează și au fost experimente foarte interesante când s-au armonizat, de exemplu, tot felul de sisteme la mii de kilometri depărtare. Când ele au intrat pe aceeași frecvență, au reușit să se comporte la fel, iar modificarea comportamentală a unii a generat efecte la mii de kilometri distanță. Ceea ce spune Daniel Siegel, spune că și noi oamenii, atunci când ne conectăm cu celălalt, intrăm pe frecvență cu celălalt, intrăm în această stare de sintonie, cumva. Iar el spune că starea de sintonie pe care o resimți atunci când ești în relație cu cineva, creează la celălalt sentimentul că este auzit, că este înțeles, că este primit, că este poate chiar iubit și valorizat. Deci cumva sintonia este această reglare, această punere, acest acordaj, dacă vrei, unul cu celălalt, și ceea ce creează este premisa pentru reziliență, pentru, adică Daniel Siegel vorbește despre faptul că dacă un părinte este capabil să creeze sintonie, de exemplu, cu copiii săi, copiii se vor simți iubiți. Asta le va dezvolta neocortexul prefrontal, de care vorbeam și ceva mai devreme, și ei, la rândul lor, vor fi mai rezilienți, mai capabili să-și regleze emoțional impulsurile, mai empatici, mai capabili de relații sănătoase și armonioase, și chiar sunt studii interesante privind longevitatea. Longevitatea, da? Adică cu efecte clare asupra sănătății indivizilor. Fizice, deci, și cumva, psihice. Exact. El, dacă inițial vorbește despre o sintonie raportată la celălalt, autorul spune că există o sintonie intrapersonală și că în momentul când intri în sintonie cu tine, practic este starea de mindfulness și starea de, de prezență și de ce spuneai tu mai devreme. Deci sintonia pe care o realizezi cu tine, faptul că începi să intri într-o zonă de rezonanță în propria relație cu sine. Ori asta îmi pare să fie secretul, ca să spun așa, poate chiar și autorealizare, adică sunt toate celelalte concepte care vin și din psihanaliză și din alte zone culturale și psihologice, care vorbesc de autorealizare, de un eu matur, de poate chiar de iluminare, de ce nu, dacă ar fi să folosim un termen mai ezoteric. Deci, cumva, el explică această sintonie interrelațională și intrarelațională. Pentru că vorbeai puțin mai devreme de, ai pomenit de mindfulness. Cred că foarte mulți oameni se întreabă cum putem, și mai ales avem această expresie destul de des întâlnită în ultimul timp, poate în ultimii ani, starea de bine. Cum putem să obținem o stare de bine, da? O stare de fericire, o stare de împlinire prin intermediul mindfulness? Aici aș spune un pic mai mult. Pe de o parte, cred că, și cumva atrag atenția asupra acestui lucru, cred că există această presiune a stării de bine. Cumva, dacă nu ai o stare de bine, e ceva... Nu ești normal. Bine, da. Ok. Iar eu încerc să fac o diferență între starea de bine și starea de normalitate. Și dacă aș spune că, de exemplu, uite, noi doi acum avem o stare normală, e ok, să spunem că asta este un zero. Starea de bine înseamnă, să zicem, un plus 3. Ok, ca eu să ajung la un plus 3 de la o stare normală, care este zero, eu trebuie să fac ceva. Să spunem, de exemplu, pun o muzică care îmi place, mă face să dansez și îmi creez acel plus 3, da?
să spunem că fericirea este un plus 10, ok, ca să fiu fericită, nu știu, poate am luat un examen sau, mă rog, am realizat ceva ce îmi doresc de foarte multă vreme, dar sentimentul meu este că oamenii încep să înlocuiască 0 cu plus 3, adică să-și ia ca reper această stare de bine care o vor quasi permanentă. Ok, nu este sănătos să am un plus 3 tot timpul, pentru că un plus 3 este un efort pe care corpul meu o face. Eu, ca să mă simt bine, există un consum. Dar, asta ca să clarific un pic cu starea de bine, pentru că am cumva și la cabinet am sizat presiunea asta, sunt oameni care se plâng că nu se simt bine. Și zic, ok, s-a întâmplat ceva? Nu, să mă simt așa, normal. Ok, dacă te simți normal, e bine. Trebuie să mă simt fericit în fiecare zi. Ok, deci am simțit nevoia să fac această clarificare. Legat de mindfulness, ce poate să-mi aducă mindfulness-ul? Ok, poate să-mi aducă, n-a spune o stare de bine în sensul stării de bine pe care am explicat-o mai devreme, ci acest zero ca și reper, să fie o stare în care realmente să fiu în sintonie cu mine, ca să folosesc termenul lui Daniel, să fiu într-o bună relație cu mine, să fiu într-o bună ascultare de sine, să fiu într-o bună armonizare și conținere de sine cu tot ce mi se întâmplă. Eu trebuie să mă simt cumva, trebuie. Eu trebuie să mă simt bine și când mă simt rău, nu știu cum să spun, adică să am față de mine această încăduință de a accepta că, de exemplu, astăzi sunt tristă. Nu e o problemă că nu mă simt bine pentru că sunt tristă, dar fiind în sintonie cu mine, fiind într-o relație bună cu mine... Îmi asum tristețea. Exact. Îmi dau voie să fiu și tristă fără să fie asta o problemă. Ci pur și simplu înțeleg că, ok, sunt zile în care sunt mai melancolică, sunt zile când sunt mai tristă, sunt zile când sunt mai veselă, dar starea de bine, asta este, această acceptare a stărilor pe care le am, nu permanenta bucurie sau un entuziasm din ăsta exagerat, quasi isteric, așa știu un pic. Deci aș face diferența între această euforie nenaturală și această stare de bine ca stare de acceptare și integrare a ceea ce mi se întâmplă, plăcut sau mai puțin plăcut, bun sau mai puțin bun. Dragilor, am vorbit astăzi despre mindfulness, despre prezența stării conștiente, prezența și atenția conștientă. A fost alături de noi Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut și președintele, aș vrea să spun, n-am menționat la început, președintele Institutului de Formare și Educare Relațională. Astăzi l-am avut, să spunem, între noi doi, ca invitat imaginar pe Daniel Siegel, pentru că această campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald este dedicată lui Daniel Siegel și astăzi am vorbit despre cartea Mindfulness și neurobiologie, dezvoltarea creierului și a stării de bine prin meditație și practica prezenței conștiente și de altfel am intitulat dialogul nostru, discuția noastră de astăzi, Daniel Siegel, știința și practica prezenței conștiente în transformarea personală. Noi mulțumim foarte mult Danielei Dumitrescu, ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi minunată și iată un prilej bun în urma dialogului nostru de a citi această frumoasă carte Mindfulness și Neurobiologie. Vă mulțumim, să aveți o zi minunată. La revedere!